face și vor desfășura activitatea biroului pentru evidență contribuabil și pentru distribuirea biletelor de tratament. După câte vedeți, aici avem o sală de așteptare. Este mai micuță, dar am făcut în curte un adăpost în care oamenii să poată să aștepte și să-și completeze documentația. De asemenea, polițele sunt puse tot pentru a completa documentele. Accesul este din curte, este acces separat. Suntem pe ultima sută de metri. Astăzi și mâine vom face simulările privind rețeaua de calculatoare și accesul la internet. Și sperăm noi că de săptămâna viitoare să putem să ne mutăm aici. Considerăm că e mai mult spațiu. Așadar, aici spațiul este mult mai mare, pensionarii vor avea la dispoziție o sală de așteptare și chiar un alt spațiu în curtea instituției unde pot sta liniștiți să își completeze cererile. În această perioadă se repartizează biletele de tratament pentru seria cu numărul 8. În această perioadă distribuim biletele aferente seriei cu numărul 8. Plecarea este între 6 și 8 iunie. Am primit prin repartiție inițială 228 de bilete, dintre care 13 nu au fost repartizate prin aplicația informatică, deoarece nu au fost solicitări pentru stațiunile respective în această perioadă. Ca de obicei, cele mai solicitate stațiuni sunt Felix, Băile Herculane și Covasna. Seria trecută a fost prima dată când am primit bilete pentru Covasna, vorbesc de unitățile de tratament care aparțin prestatorilor cu care noi a trebuit să încheiem contracte. O problemă ar fi că vin foarte puține bilete pentru litoral și tocmai pentru stațiunile de aici sunt cele mai multe cereri pentru perioada de vară. O altă problemă sunt biletele de pe litoral, care prin repartiție inițială sunt destul de puține față de solicitările pe care o să le avem pe vară. Avem câteva bilete, 2, 3, 4 pe serie la Saturn, câte 2 la Mangalia, 2 la Techirghiol. Mă așteptați o perioadă aglomerată de acum încolo? Vine perioada, da, ca de obicei, perioada care începe după vacanța copiilor și până la sfârșitul vacanței, mai precis până la 1 septembrie, este o perioadă foarte aglomerată, având în vedere că și timpul este favorabil tratamentului, dar și faptul că este vacanță.